Și un buchet de flori, pentru că la Ioana nu vreau să-i dau pe că Răzvana și se vede. Vreau să mulțumesc în primul rând, bine au venit la Taos, domnul vicepreședinte Adrian Țolea, domnul Burcaru de la PC și tuturor, probabil care am omis să nu-i văd. Le mulțumesc! Bună ziua și bine v-am găsit! Mulțumesc la domnul primar pentru invitație, vă mulțumesc dumneavoastră pentru aplauze și aș vrea să mulțumesc la toți primarii care sunt prezenți, pentru că pot să spun că mai toți primarii m-au cam ajutat. În frunte cu domnul primar de la Zarand, care atunci când noi am avut probleme financiare și a ajunge undeva în Germania, domnul primar de la Zarand a fost lângă noi și ne-a ajutat. Mulțumim la domnul primar de la Șeria, mulțumim la domnul primar de la Bârsa, care și el e ca un tătic așa, pentru Boba, e la Șeman, și el mai ajută cu cât poate și el așa din buget. Să dea Dumnezeu sănătate și aș vrea să mulțumesc din tot sufletul domnului vicepreședinte de la Consiliul Județean, domnul Țolea, care, datorită dumnealui, mai există preotul Dubeștean. Atât ceea ce s-a făcut la Șimand, atât ceea ce s-a făcut cu ansamblul Junii și Mândani, atât ceea ce s-a făcut peste tot, datorită dumnealui, exact așa cum a spus domnul primar, mă scoate pe ușă, m-a băgat pe geam, hai da, domnul vice, hai ajută-mă și pe mine, că-s mai sărac. Noi suntem mai puțin, dar buni. Să vă dea Dumnezeu sănătate, vreau să mulțumesc din tot sufletul minișenilor, nădășenilor, tăucenilor și la toți acei care sunt prezenți astăzi aici și doresc ca această zi binecuvântată de Dumnezeu să știți că sunteți binecuvântați. Pentru că mai ieri soarele ardea, dar astăzi a venit umbra peste noi. De ce? Cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Ca toți să fim împreună astăzi, să nu plecăm pe casele noastre, bani doare capul, ba ce se întâmplă, și am venit cu toți aici a fi împreună la Taos. Și totul se datorează la domnul primar, așa cum a spus domnul primar, împreună cu dumnealui, mai la toate televiziunile și împreună cu cununa Nadeșului, care și acum e la sufletul meu, să le dea Dumnezeu sănătate la toți, o zi binecuvântată și doresc din toată inima. Azi, mâine, vine Sfânta Marie. Doresc ca Fecioara Maria să vă binecuvinteze cu har, cu pace și să vă ia sub ocrotirea ei maternă. Fiți binecuvântați, iubiți, iubitori de Dumnezeu și de folclor. Doamne ajută! Sper că v-am spus totul și v-am spus cât sunteți mai veseli, cu atât mai frumos. Vă doresc să nu plecați până mâine, că la noi obicei lunea e prima zi după duminică, nu se prelucră. Mulțumim frumos atât domnului primar, cât și domnului părinte Roman Dubeștean.